Evenimentul a fost organizat de Uniunea Salvați România, filiala Olt, iar jurnalistul Dumitru Sârghie a fost moderatorul manifestării. Purgatoriul nebunilor este o carte generată de realitatea crudă din jurul nostru. De mult nu am mai citit o carte cu atâta pasiune și interes, așa cum am citit Purgatoriul nebunilor, un roman politic și social de excepție, scris de Carmen Dumitrescu, poet, prozator, publicist și ziarist de radicală atitudine, care își duce crucea artistică și jurnalistică în patria românilor absoluți, din Tenor. Am primit cartea, am răsfoit-o în primele minute și mi s-a părut ceva aparte. Adică nu era un simplu roman, mi s-a părut că din el curgea poezie. Învelișul, într-adevăr, era politic, primar, primărie, ședințe de partid. Când am spus în prefața cărții că asemănarea cu persoanele reale este intenționată, am vrut să spun că politicieni sunt peste tot, baroni sunt peste tot, licuțe sunt peste tot, femei de serviciu o să existe peste tot. Și ambiția o să existe în fiecare dintre noi. Acum, mai important e peste ce cadavre suntem dispuși să călcăm, pentru că nu întotdeauna mai bine să călcați pe cadavre, pentru că la un moment dat este bun. Purgatoriul nebunilor este cel de-al patrulea volum al tinerei autoare după Secretul, Justițiarul și Avatar.